Păi, concret, facem întâlniri săptămânale offline ca asta de aici, în mai multe orașe din România. În București facem o dată pe săptămână, joia de la 7. În Timișoara facem o dată la 2 săptămâni. Mai facem în Cluj, în Sibiu, în Giurgiu, urmează Târgoviște, Brașov și Iași. Asta sunt pe listă așa până în mai de aprilie. Pasionați de sumo, își fac robotul acasă, uite, Alex e unul dintre pasionați, își face robotul acasă și stă și testează în pat. Complicat, adică în momentul în care ai un adversar care să viste ciocnești, e destul de neclar dacă ăla va merge sau nu în cadrul unei competiții sau ce anume face da. Și am spus, ok, o dată pe lună vom avea un concurs de sumo la Technorama. Dar fiindcă acum e prima ediție și nu am comunicat foarte tare, avem doi roboți combatanți. Ăsta este primul și ăsta este al doilea. Ăsta e un roboțel care are două motoare, două roți, un senzor de distanță și un microcontroler undeva aici. Și niște baterii. Merge în față, asta din cât are spațiul liber. În momentul în care vede un obstacol, se întoarce spre stânga, se întoarce spre dreapta, ia o decizie și o ia într-una dintre părți care e mai liberă. Celălalt face exact același lucru la noi ușenii. Așa. Orice robot are trei post componente alea serioase. Bun. Motoare. Motoarele sunt, eu aici am pus doar trei. Ele sunt vreo 500-600 de tipuri, dacă nu mai multe. Am pus cutia ta Mia, asta de aici. E una dintre cele mai simple și mai ieftine componente în zona de motoare. Am doi roboți echipați cu așa ceva. Aia doi de acolo. Bine, și ăsta de sumo la fel, doar că ăsta de sumo are două astfel de cutii. Aici este, acolo sus e un motor un pic mai scump, dar un pic mai puternic. Are conexiunile din metal, roțile din țate, angrenajele și atunci putere mai mare și alte chestii similare. Și aici este un servomotor. Un servomotor e mai deștept în sensul că îi poți spui exact cum să se rotească. Îi spui, mișcă-te, te rog, 30 de grade spre dreapta. Și el se rotește exact atâta. Motorul de curent continuu e mai complicat un pic. Bun. Senzori. La fel, am pus doar trei tipuri de senzori și sunt mulți. Mai am la sfârșit un slide cu toți, așa ca să... Nu cu toți, cu ceva mai mulți. Și avem două tipuri de senzori de distanță. Senzorul de distanță de aici, de sub, este un senzor sharp care funcționează cu raze infraroșii. El emite o undă infraroșie și o citește pe un alt senzor. Și în funcție de unghiul sub care a citit-o, determină distanța obiectului față de care s-a reflectat. Și aici am un alt senzor, mai precis, care este un sonar. Funcționează pe principiul liliacului. Emite un beam de ultrasunete și recepționează și măsoară timpul cât a durat ca să se întoarcă. Iar aici, acolo în colțul dreapta jos, este un senzor de linie capabil să detecteze exact linia albă de aici. În așa fel încât robotul de sumo nu iese din ring. Stă întotdeauna în ring și în momentul în care simți linia albă, se întoarce înapoi în ring. Așa, și am ajuns la procesor. Arduino e, aș zice eu, cel mai simplu microcontroler, în sensul că îl iei, îl bagi în calculator cum se vede și merge. Fără să ne faci nimic altceva, fără să fii programator sau alte nevenii. El are 13 pini digitali, partea de sus, 6 pini analogici, zona de aici, și alți câțiva pini de aici, ceva mai ciudați. Pinii digitali. Comanzi lucruri în exterior, spre exemplu motoare, și capeți informații digitale, spre exemplu un senzor care zice e alb sau e negru. Pinii analogici, capeți informații analogică. Temperatură, presiune, chestii care variază liniar, care variază gradual. Un exemplu de mini-sumo. Sunt mult mai mici decât cele noi aici. Ceva în genul ăsta. Eu mă văd mini-sumo. Dar principiul e exact același. El detectează prima suprafață pe care se poate bate tonal. Merge la suprafața aia și bate tonal aia. Da. Cel care se mișcă așa este senzorul care de toată spateța. Acum hai să vedem cum. Cum facem un astfel de robot? Da. Despre Arduino v-am zis deja câteva lucruri. Pin digital, pin analogic, citim evenimente digitale din mediu alb sau negru, citim valori continue din mediu. Bun. O să iau cel mai simplu exemplu, aprind un LED. Pentru că vreau să vă arăt cât de simplă e programarea. Programarea la chestia asta are vreo 4 linii, cred. Asta e programarea. În funcția setup, care este rulată atunci când pleacă tot sistemul, îi spun că pe pinul 13 voi conecta LED-ul și vreau să trimit ceva în exterior. Și după aceea, cât timp Arduino este alimentat,
scriu pe 1013 valoarea high, ceea ce înseamnă că mi-a prins LED-ul, aștept o secundă, sting LED-ul, aștept o secundă. Conectarea LED-ului e așa. LED-ul se bagă într-unul dintre pine digitale, după care cu un fier... Da, exact. După care cu un rezistor și cu un fir, vin în ground. În momentul în care aprind pinul digital, am tensiune într-un capăt, în celălalt capăt n-am, LED-ul se aprinde, când sting pinul digital, am 0-0, LED-ul stă stix. Motoare. V-am mai arătat încă două exemple la început. Ăsta îmi descrie cel mai ieftin și cel mai des folosit în zona asta de hobby. Ca să comand motoare am nevoie de o chestie în genul ăsta. Pentru că un Arduino dă puțin curent. El e deștept, face procesare, dar când vine vorba despre a comanda chestii care au putere mare, nu prea e în stare. Și atunci trebuie ajutat cu un device de genul ăsta. Un device de genul ăsta primește putere de la baterie și conform comenzii pe care o ia de la Arduino, distribuie acea putere cu motoare. Așa arată cuplat peste Arduino. Cam asta e codul. Nu o să le explic fiecare linie, dar în principiu 4 dintre pin, cei care sunt folosiți, le spun că vor comanda chestii în exterior, deci sunt de output. După care voi seta direcția motoarelor într-un anumit sens și voi aștepta o secundă, după care le voi da drumul să meargă. Senzori. Am ales ca exemplu senzorul Shark. La fel îl vedeți pe oricare dintre roboți, dar aici numai Shark-ul sunt. Se conectează mai frumos decât l-am conectat eu aici. Cred că pe robotul cu șenile e conectat un cablu special care intră exact acolo și după aia intră la Arduino. Eu aici am făcut-o, n-am avut la dispoziție fir de la momentul ăla și atunci am făcut-o o mânărie de asta așa. Dar în principiu sunt trei fire care intră la Arduino, unul intră 5V, unul intră la masă și unul intră la unul dintre pinii analogici. Și mai departe, tensiunea pe care o citesc pe pinul analogic este direct proporțională cu distanța față de obiectul de în față. Zic să spunem direct proporțională, că nu e chiar proporțională, e o relație ceva mai complexă. Adică se mulțește cu 5, se împarte la 1024, se mai ridică 10 la puterea minus 1, dar în principiu Arduino știe matematica, așa că nu e prea complicat. Copy-paste aici, așa cum am făcut și eu, și obții distanța metri în funcție de tensiunea pe care o citește senzorul. Next, am zis să fac așa o scurtă incursiune, ce se mai poate pune pe un Arduino. Se pot pune o grămadă de lucruri pe un Arduino. Spre exemplu, accelerometre și giroscoape. Giroscoapele măsoară unghiul față de momentul în care giroscopul a fost pornit, iar accelerometrul măsoară accelerația instantanee. Conexiuni la distanță. Cum mai ziceam, conexiuni radio, ăsta și ăsta. Conexiuni prin internet, prin Wi-Fi, ăsta de aici. Conexiuni prin Bluetooth. Conexiuni prin 3G GSM sau GPRS sau apeluri de voce la satelit în Arduino, în sensul că îi cuplez aici, pe shield-ul ăsta, îi cuplez un microfon și un difuzor și Arduino comandă un apel vocal cu tine. Și în momentul ăla am conexiune printr-un astfel și fără să mă folosesc un telefon la conexiune de voce. Sau la fel de simplu cu trimitere de SMS-uri. Sunt patru categorii. Asta ar veni undeva la minus 1. De vedere al terenului, de vedere al roboților, că ăsta intră la minus 1 și ăla la Sumo. Sunt asta la o parte. Sumo e un teren de 154 în diametru, marginea de 5, iar roboții trebuie să aibă 20 pe 20 maxim și 3 kg. La minus Sumo, ăsta e terenul. Roboții trebuie să aibă 10 pe 10. Și maxim 500 de grame. Cred că au depășit toți. Ok, că ce-am câștigat? Dacă te lai 500 de grame, dar nu intră în competiție asta. Okay. Există... O să-l tai acum! Și așa nu vrea merge. Ok. Mai există varianta de microsumo, unde sunt de 15x5 și 300 de grame. Și mai există categoria cea mai mișto de nanosumo, unde avem un roboțel de 2,5 cm pe 2,5 pe 2,5 și 100 de grame. 4, 3, 2, 1. Are potențial. Bine, au început să-mi băie sânge. Nu. Ei,